În căutările lor prin satele Maramureșului, Dana Săvuică și Ionuț Iftimoaie nu au umblat doar după fete frumoase, ci și după talente fel de fel, indiferent de vârsta lor. Iar pentru marea finală locală au invitat fiecare 3 dintre cele mai convingătoare talente. Toată lumea m-a îndrumat, mergi la Badea Doroftei pentru că o să-ți facă o cântare ce nu poți să o mai auzi în altă parte. Dar am o poezie și o punem până în capăt. Nu, stop, atât și imediat o să o auzim pe toate. O poezie pe care de la tinerețele mele am început să o fac și abdeam atunci să o termin la bătrâniață. Frunză verde, lemn de corn, între Volga și între Don, mulți ostași români mai dor, Don pe stepele rusăi, somn lungi de veșnicie, și pe câmpul la o parte le stau armele aruncate. Oh, mamele de ar vedea, ar plânge și ar suspina. Sărași copii noștri iubiți, cum stați pe câmp ați vârliți? Buzele vă zace în sânge, nimeni lume nu vă plânge. Vă mulțumesc! Aplauze, felicitări! Mulțumim! Badea Doroftei, să-ți dea Dumnezeu noroc și sănătate și câtă energie ai, să-mi ajute bunul Dumnezeu să am și eu. Bine v-am găsit! Am crezut că mă însor prima dată când am văzut atâta lume. Și am să vă prezint un bărbătesc de la noi din Bochiza. Cum se joacă bărbătesc? Ăsta-i bărbătesc. Bună seara! Eu sunt Happy din Bochiza, mă cunoaște sute de oameni, adică de fapt zeci de oameni. O să zic niște bancuri, nu să zic, nu să râd singur așa pe scenă, cum râdea unul pe stradă. O să râdea unul pe stradă, tăzu. Ba, de ce bă ești cu păsărele pe sus? Ce ai pățit? Zice, bă, nu râd singur, dar eu îmi zic bancuri singur și aia nu l-am știut. Happy, ești foarte talentat să-ți dansezi și atât de frumos și pași atât de grei, apoi să ne bine dispui în costumul popular maramureșan, ești extraordinar de talentat. Mulțumesc. Continuă așa și cu dansul, și cu amuzamentul, cu bancurile. Cine știe, poate ajungi și la București, o să te vedem mai des la televizor, pentru că ești foarte talentat. Bravo. Mulțumesc, mulțumesc mult! Cu ce te ocupi? Casnic! Și cum? Se plătește bine? Da, e foarte bine, foarte bine. Am înțeles. De când mi-o tăiat alocația, nu mai am nimic. Așa cum puteți observa, eu am căutat și am căutat și am căutat ca să vă prezint tot ce este mai bun în Maramureș. Oameni cu adevărat talentați. Frații Cicuța! Felicitări! Vă rog frumos, poftiți un pic aici mai în față. Ionuț, eu vreau să te întreb pe tine, tu ai înțeles ceva? Păi au cântat în germană, franceză, engleză și... Așa e, și ce, câteodată nouă moroșenilor ne pare rău că nu ne înțelege toată lumea. Pentru bine că vă înțelegeți voi! E bine, da, dreptate, dar
Să știi că cântecele noastre sunt foarte vesele și foarte reale și parcă străite, ne înțelegi? Așa este, o să vorbim ca să pună și subtitrare. Deci mie îmi place foarte mult pentru că mesajele sunt faine, sunt voioase, adică exact cum trebuie. Dragi prieteni, trebuie să vă fac o mărturisire. Ionuț Iftimoaie a fost atât de impresionat de Maramureș, de talentele pe care le-a găsit aici și de fetele frumoase, încât a hotărât să facă o surpriză. Despre ce e vorba? Da, este foarte adevărat. Am găsit multe fete frumoase, așa pe care le-ați putut admira, atât eu cât și prietena și colega mea, Dana. Tocmai de aceea am pus mâna repede pe telefon, am sunat-o pe soția mea și am spus: Maria, te rog frumos, trimite-mi 6 din cele mai frumoase rochii pe care tu le ai la atelierul tău de croitorie, pentru că vreau ca să le vedem pe aceste fete frumoase cum defilează în niște rochii de seară. O prezentare de modă, creația atelierului de croitorie Maria Iftimoaie. Dip, dive, what can I say? Moving to that groove like every day. I want 2 shots, I want a beer, and this record right here. Doamna Ioana! Ei, hai și ale, hai! Aită, Doamne, la lume bine, la români că li se zine! Aită, Doamne, la lume parte, la români că li se cade, hai lumuță și hai, hai! Mulțumim frumos! Mulțumim foarte mult! Dragă doamnă, ne-ați bine dispus, aveți așa o voie bună, o carismă, o jovialitate. Sunt convinsă că aveți cântece foarte frumoase în repertoriu, ne-ar fi plăcut să auzim și mai multe cântece, dar promitem că ne reîntoarcem să vă ascultăm într-un recital întreg. Am ceva foarte special pentru voi, o copiliță frumoasă, cu o față de înger, dar o voce dumnezeiască. Are numai 12 ani și o cheamă Mihaela Mariș. Dragul meu, unde te-am zânit, măi, doruleți, dor. Dragul meu, unde te-am zânit, măi, doruleți, dor. Ai cu cine m-am întâlnit, măi, doruleți, dor. Ai cu cine m-am întâlnit, măi, dorule, dor. Dragul meu, unde te-am intrat, măi, dorule-ți dor. Dragul meu, unde te-am intrat, măi, dorule, dor. Mulțumesc frumos! Dar o voce atât de mare să fie într-un trup atât de mic este impresionant. Bravo, continuă să cânti. Ești oricum un mare talent, dar vei ajunge mare. Vei avea o carieră mare în muzică. Bravo! Mulțumesc frumos! Răzvan, acesta da. Este juriul, publicul și telespectatorii. Te vor urmări. Mulțumesc. Este șansa ta. S-a văzut că ai muncit enorm și te-ai pregătit cu adevărat pentru această seară.
Da, mulțumesc. Mulțumesc foarte mulțumesc mult. Dragi prieteni, după ce Dana Săvuică și Ionuț Iftimaie și-au prezentat talentele în fața noastră, dați-mi voie să aduc și eu un favorit. Se numește domnul Gheorghe Molnar, are 76 de ani și este din Rozavlea. Exista un singur premiu la categoria talente, un premiu de 1500 de lei. Juriul a deliberat și o să rog un membru al juriului să spună ce decizie s-a luat. Eu mi-aș fi dorit să mergem mai departe la București cu frații Sicuța. Pentru că sunt niște virtuoși, sunt niște mari, mari ceterași. Îmi place foarte mult că emisiunea aceasta promovează talentele fiecărei zone și toți mi-au plăcut foarte tare, m-a impresionat acea fetiță. Simțeam că aud o femeie matură, cu o voce matură, clar este nativ și sper să aibă o carieră lungă în muzica populară. Mie mi-a plăcut foarte mult de Happy pentru că el a combinat două stiluri. Adică a tropotit ca în Maramureș, a strigat și în același timp a zis și niște bancuri. Adică lucruri care te fac să te simți bine. Vrem ca cine merge mai departe să fie un lucru, cum să zic așa, adică să facă cumva și echipă cu câștigătoarea, pentru că fac o echipă și o să aibă timp să și lucreze împreună, să fac lucruri frumoase și am zis că persoana care am vedea-o să margă la București este Happy.